Beatriz Solaru. Bună seara! Bună seara! Sper că n-ai ascultat povestea de mai devreme, că nu, tu știu că vrei să te măriți, să faci copii. Da, nu știu ce să zic. Se întâmplă și lucruri de genul ăsta, dar trebuie să rămânem tari. Și știu că Andreea e o femeie puternică. Și să mergeți la medic să cereți cât mai multe analize. Bună seara, Beatrice. Bună seara, bine și bine te-am găsit. Care e cel mai mare război pe care l-ai câștigat? Că știu că asta e un fel de supranume al tău, războinica. Care e cel mai mare război pe care l-ai câștigat cu viața? Toate războaiele pe care le-am dus, cele mai grele, au fost cele pe care le-am dus cu mine. Nu spune. Da. E greu să te lupți cu tine, să te învingi? E greu, cred că atunci când te pui în fața oglinzii și ești tru cu tine foarte adevărat și îți pui în față ce ai de spus și trebuie să mergi mai departe și să corectezi ce ai de corectat, cred că alea sunt cele mai grele. Restul, dacă ești puternic, treci peste tot. Oricum, mi se pare că ai împlinit 30 de ani zilele trecute. Da. De curând. La mulți ani. Mulțumesc. A venit vremea să te măriți. Și o să vorbim și despre... A venit și vremea măritișului, da. Imediat. Da. Până la 30 de ani ai făcut foarte multe lucruri. Ai făcut handbal profesionist, ai fost Miss România? Am fost în finala concursului Miss Univers România. Miss Univers România. Ești instructor de aerobic și de fitness. Ce? Ai mai făcut ceva ce nu știu eu? Nu, pentru că, având în vedere că atunci când am fost în finala concursului de Miss, știi cum e vârsta, îți plac astfel de lucruri și le încerci. Le-am încercat și eu și ăsta a fost, cred că, vârful în domeniul ăsta, ca să spun așa. Și apoi m-am întors către sport, pentru că fac sport de la 5 ani. Am intrat în sală prima dată cu mama de mânuță. Și apoi, după ce am terminat facultatea de jurnalism, eram așa puțin dezorientată. Și ai făcut și jurnalismul? Am făcut facultatea de jurnalism, da, la Iași, la Alexandru Ioan Cuza. Ok. Și după ce termin facultatea, știi cum e, bați la diferite uși și peste tot ți se cere experiență. Singura mea experiență era cu Zanetul, unde scriam acolo la ziarul facultății. Normal, aia era singura mea experiență și nu mi-am găsit locul așa nici într-o redacție. Și atunci m-am întors la sport și cred că am făcut alegerea cea mai bună și cea mai sănătoasă din viața mea. Pentru că simțeam că îmi lipsește ceva și întorcându-mă la sport, mi-am dat seama că eu pentru asta sunt făcută. Până la ce vârstă ai făcut handbal de performanță? Până la ce vârstă? Când am terminat liceul, atunci s-a încheiat și cariera mea. N-ai mai vrut? Sau... Nici n-am mai vrut și nici n-am mai putut. Aveai doar școală în cap, voiai să te... Acolo, la echipele de la care am avut oferte, nu puteam să fac și o facultate pe care mi-o doream. Am vrut psihologie sau jurnalism. N-am vrut să mă duc tot pe educație fizică și sport, având în vedere că am făcut atâția ani de sport, am zis că hai să învăț și altceva. Și pentru că nu puteam să fac nici handbal la nivelul pe care mi-l doream, eram destul de accidentată, am făcut alegerea să merg către jurnalism și mă bucur că am făcut această alegere pentru că m-au șlefuit așa pe altă parte. Ai făcut facultatea la Iași, te-ai născut în Botoșani și ești în București. Toate astea țin de alegerile pe care le-ai făcut la un moment dat în viață. Deloc ușoare, că să ajungi din Botoșani până în București via Iași, îți trebuie un pic de mult curaj, mai ales pentru o fată. Da, au fost niște etape destul de grele și mă felicit când mă uit în urmă pentru că am avut curajul să pășesc. Am norocul că nu sunt un om căruia îi place zona de confort. Când sunt acolo în zona de confort, am curajul să pășesc și să merg mai departe. Și pentru că îmi doresc să evoluez. Și cred că evoluția asta înseamnă să părăsești zona de confort și să faci pași înainte. Chiar dacă sunt grei și chiar dacă cer de la tine mult efort și sacrificii, asta înseamnă evoluția. Și eu asta mi-am dorit. Care e cea mai grea zi a ta pe care ai trăit-o în București? Bănuiesc că e situat undeva la începuturile tale. Da, mi-amintesc că atunci când am plecat de la Iași la București, mi-a fost foarte greu pentru că am găsit altceva decât ceea ce mi se promisese. Și practic m-am trezit așa într-o lume, luând-o de sub zero, nu de la zero. Pentru adică că ce s-a întâmplat? Am venit cu jobul aici, trebuia să găsesc ceva și am găsit altceva. Adică lucrurile nu au stat la fel în practică cum au stat la telefon sau... Dar
eu de obicei nu mă las, adică nu mă dau. Și știu că am avut o perioadă când tot îmi făceam bagajele, hai înapoi în Iași, pentru că acolo eram deja... Înțeleg că la fel mi s-a întâmplat și mie când am venit din București, da, în București, din Baia Mare. Cine a un făcut... an am stat cu... Eu sunam pe mama că mă întorc acasă. Da, mama săracă, tot o sunam plângând și spuneam, mamă, ce să fac? Mamă, nu mai pot. Mamă, și mi-a zis, dacă ai făcut pasul ăsta, trebuie să stai acolo și hai mai încearcă puțin. Și cum ai ajuns din, de la starea asta de a fi cu bagajele la ușă și a te întoarce la Iași, sau mă rog, la Botoșan, la mama, la ajunge unul dintre cei mai... căutați instructori e foarte de simplu. Fitness din București. E foarte cum simplu. A fost traseul am muncit foarte mult și n-am spus niciodată nu munci. Și nu am refuzat niciodată să muncesc, chiar dacă alergam dintr-o parte în alta Bucureștiului. Locuiam undeva în Fundeni și mă trezeam la 5 dimineața ca să ajung la ora 7 la o clasă în militari. Wow! Și au fost foarte asta înseamnă mulți... să traversezi efectiv București. Bucureștiul. În diagonal. Și nu aveam nici mașină și militarul e destul de departe și gândiți-vă la mi-aduc aminte într-un ca nins teribil de tare într-o dimineață, de bineînțeles n-a venit nimeni la sală, dar eu eram acolo la ora 7, așa prin nămeți. Au fost, nu știu, au fost ani de zile în care programul meu de muncă a fost de luni până luni, de dimineață de la 7 până seara la 10. Și clase și antrenamente și coreografii cu copii și la grădinițe și alergam tot timpul. La un moment dat prietenii își dădeau check-in în oraș și eu ziceam, bă, dar mie de ce nu spuneți? Păi tu ești tot timpul la muncă, de ce să te mai chemăm? Dar nu mi s-a părut că a fost un efort, pentru că am știut că ceea ce fac și tot efortul meu la un moment dat va fi răsplătit. Și am făcut asta probabil pentru că sunt și foarte pasionată de domeniul ăsta și n-am simțit că am muncit. Bun, acum te întreb direct, știi foarte bine că sunt foarte multe fete care vin în București, mai ales că ai participat și la Miss Univers România, ai fost în finala concursului, foarte multe fete care le calea ușoară. Da, chiar mă bucur că m-ai întrebat treaba asta. Niciodată în viața de mea... De ce nu... Niciodată în viață nu am ales calea ușoară, pentru că mi-am dorit tot timpul să fiu o femeie independentă și am realizat cât de important e ca tu, ca femeie, să fii pe picioarele tale și să fii independentă și să nu depinzi de nimeni și să simți că tot ce ai construit, ai construit prin forțe proprii, fără ajutorul nimănui. Și pentru mine asta a contat foarte mult. Nu am ales niciodată calea ușoară, chiar dacă am avut ocazia. Nu mi s-a părut, nu știu, cred că trebuie să te și... să fii croit pentru a alege o cale probabil ușoară. Probabil peste câțiva ani, când copiii tăi vor fi la vârsta la care să le povestești traseul tău, adevăratul tău traseu și cel mai greu, ai de ce să fii mândră. Și ei au de ce să fie mândră. Beatrice, rămâne cu noi alături de Elena. După pauză, poate ne și mișcăm puțin? Da, pe facem știu... puțină mișcare. La asta mă am văzut că te-ai reîntors la sală. Da, de săptămâna la clase. Trecută m-am întors la sală și sunt cea mai fericită. Deci ești încălzită, gata să le arăți oamenilor care se uită la noi în seara sigur asta cât de ușor este să faci ceva greu.